Acțiunea Catolică Sfântul Iosif din Dieceza de Iași împreună cu Centrul Misionar Diecezan organizează campania Croitori de Viitor. Împreună suntem ambasadori ai educației. Campania se va desfășura în perioada 15 aprilie 30 iunie în parteneriat cu Acțiunea Catolică Nocera Inferiore Sarno din Italia și are ca scop strângerea de fonduri pentru achiziționarea de uniforme școlare pentru 80 de copii din localitatea Bakaka din Kenya. Asociațiile locale sunt invitate să implice întreaga comunitate în activitățile pastorale pentru a veni în sprijinul acestor copii. La 21 aprilie, familia guaneliană din România a sărbătorit împlinirea 25 de ani de la beatificarea sorei Clara Bosata, marcând acest eveniment în Capela Surorilor din Iași prin Sfânta Liturghie Jubiliară, prezidată de Preasfințitul Petru Gherghel, concelebrând preoții Benone Lucaci, Iosif Dorcu Petrusescu și Baptist Valagan Alfons. Sărbătoarea a continuat la Șcheia, la Centrul Social Fericita Clara, duminică 24 aprilie, când a avut loc și o piesă de teatru pusă în scenă de copiii de la Centrul de Zi despre viața fericitei Clara. Fericita Clara Bosata s-a născut la Pianero Lario, în dieceza de Como, la 27 mai 1858 și a făcut parte din primul nucleu de surori cu care părintele Alois Guanela a început misiunea sa în favoarea celor săraci. A murit la 20 aprilie 1887, la numai 29 de ani. A fost beatificată la 21 aprilie 1991 de Papa Ioan Paul al II-lea. Elevii liceului teoretic Vasile Alexandrii din Săboan, județul Neamț, au derulat proiectul educativ Milostivirea, calea spre o lume mai bună, joi 21 aprilie. Activitatea răspunde inițiativei Papei Francisc de a reflecta mai mult asupra milostivirii în acest an sfânt. Inițiatorii acestui proiect educativ au fost profesoarele Genoveva Antoci și Iuliana Pop. Activitatea s-a realizat printr-un parteneriat între parohia Sfântul Mihail din Săboan și grădinița cu program normal Sfânta Ana din aceeași localitate. La Institutul Teologic Franciscan din Roman s-a desfășurat masa rotundă a studenților intitulată Studii Filozofice și Teologice, vineri 22 aprilie, organizată de Facultatea de Filozofie Ioan Duns Scotus și Facultatea de Teologie Pastorală. Masa rotundă a reprezentat unul dintre cele mai așteptate momente din activitatea scolastică și totodată a continuat un moment de împărtășire a rezultatelor cercetării științifice întreprinse în anul academic 2015-2016. La acest eveniment au luat parte profesorii din cadrul anului universitar și studenții Institutului Franciscan. Au conferențiat frații Dragoș Marian Croitoru, fratele Iulian Ghiurca, fratele Adrian Cobzaru, fratele Ionuț Totu, moderator fiind părintele asistent universitar dr. Casimir Ghiurca, rectorul Institutului Franciscan, părintele conferențiar universitar dr. Damian Gheorghe Pătrașcu, a vorbit despre motivațiile cercetării științifice, despre cât este de importantă împărtășirea fraternă a rezultatelor obținute în cursul anului academic și a mulțumit corpului profesoral și studenților pentru implicare și participare. A șaptea ediție a Olimpiadei Naționale de Religie pentru Cultul Catolic s-a desfășurat în perioada 19-21 aprilie la Sighetul Marmației, județul Maramureș. Din dieceza de Iași au participat 49 de elevi. Au fost 108 elevi înscriși din 17 județe. Lotul diecezan s-a întors cu 10 diplome de premiul întâi, 5 diplome premiul al doilea, 6 diplome premiul al treilea, 6 mențiuni și 8 diplome de excelență. Deschiderea oficială a Olimpiadei a fost prezidatul Vasile Bizău, episcop eparhial al Maramureșului, fiind prezenți alături de copii, preoți de rit romano și greco-catolic, membrii comisiei de organizare și reprezentanți ai inspectoratului școlar județean Maramureș. Programul pregătit pentru aceste zile a cuprins activități și vizite de interes cultural și religios. Elevii și profesorii însoțitori au avut posibilitatea de a vedea memorialul victimelor comunismului și al rezistenței, bisericile istorice din oraș, muzeul etnografic, cimitirul săracilor, cimitirul vesel din Săpânța și de a viziona piesele de teatru Ianca de Oscar Space și O noapte furtunoasă de Ion Luca Caragiale.
700 de credincioși din decanatul de Valea Siretului au venit în pelerinaj la Poarta Sfântă din Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, sâmbătă 23 aprilie. Pelerinajul a culminat cu Sfânta Liturghie de la ora 10, prezidată de preasfințitul Petru Gherghel, avându-i alături pe părintele Petru Blaj, decan de Siret, și părintele Benone Lucaci, decan de Iași, și alți 12 preoți din Butea, Fărcășeni, Zvoarele, Luncași, Mogoșești, Oțeleni, Pșcheia. Încă din zorii dimineții, pelerinii au ajuns în Iași și după ce s-au întâlnit în fața Palatului Culturii, au pornit în procesiune spre Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină, unde au fost întâmpinați de preasfințitul Petru Gherghel. Excelența sa a condus actul penitențial, după care a ținut un cuvânt de învățătură, prin care a îndemnat pe pelerini să îmbrățișeze milostivirea lui Dumnezeu, lepădându-se de păcate pentru a intra cu vrednicie prin Poarta Sfântă. A urmat apoi administrarea sacramentului spovezii și recitarea Sfântului Rozariu, iar momentul culminant a fost reprezentat de Sfânta Liturghie. La final s-au recitat rugăciunile pentru a dobândi indulgența plenară, iar preasfințitul Petru a împărțit tuturor binecuvântarea finală. Jubileul adolescenților, băieți și fete cu vârsta între 13 și 16 ani, s-a desfășurat la Vatican în perioada 23-24 aprilie. Au participat adolescenți din diferite țări de pe toate continentele, veniți la Roma să treacă prin Poarta Sfântă și să participe la Sfânta Liturghie Jubiliară celebrată de Papa Francisc, tema jubileului fiind Creșteți milostivi ca Tatăl. Programul de sâmbătă a cuprins celebrarea sacramentului spovezii. Piața Sfântul Petru s-a transformat pentru câteva ore într-un confesional în aer liber. Printre cei 150 de preoți care au stat la dispoziția micilor pelerini pentru sacramentul mărturisirii păcatelor, s-a așezat și Papa Francisc între orele 11:30 și 12:45. 16 adolescenți au avut bucuria să primească iertarea păcatelor prin slujirea sacramentală a Sfântului Părinte. După amiază, la sfârșitul parcursului jubiliar în interiorul bazilicii, care s-a încheiat cu mărturisirea de credință pe mormântul lui Petru, adolescenții au mers pe stadionul Olimpico din Roma pentru o mare sărbătoare însoțită de muzică și de mărturii, care au început la ora 20:30. Pentru acel moment, Papa Francisc a transmis un mesaj video. Esser misericordiosi vuol dire anche essere capaci di... A fi milostiv înseamnă a fi capabil de iertare. Și acest lucru nu este ușor. Se poate întâmpla ca uneori în familie, la școală, în parohie, în sala de sport sau în locurile de distracție, cineva să poată greși împotriva noastră și să ne simțim ofensați. Sau în vreun moment de nervozitate putem noi să îi ofensăm pe ceilalți. Să nu rămânem cu supărarea sau dorința de răzbunare. Nu folosește la nimic. Este o molie care ne mănâncă sufletul și nu ne permite să fim fericiți. Să iertăm și să uităm greșeala primită. Astfel putem să înțelegem învățătura lui Isus și să fim discipolii săi și martori ai milostivirii. Duminică 24 aprilie, Papa a prezidat Sfânta Liturghie în Piața Sfântul Petru, moment ce a marcat apogeul evenimentului jubiliar. În cadrul predicii, sanctitatea sa le-a spus celor prezenți că iubirea este cartea de identitate a creștinului și că libertatea nu înseamnă a putea face mereu ceea ce îmi place. Aceasta ne face să fim închiși și distanți, ne împiedică să fim prieteni deschiși și sinceri. De asemenea, Sfântul Părinte le-a vorbit adolescenților despre fericire. La vostra felicità non ha prezzo e non si comercializza. Fericirea voastră nu are preț și nu se comercializează. Nu este un app care se descarcă pe telefonul mobil. Nici versiunea cea mai actualizată nu va putea să vă ajute să deveniți liberi și mari în iubire, pentru că iubirea este darul liber al celui care are inima deschisă. Iubirea este o responsabilitate. Da, este o responsabilitate, dar o responsabilitate frumoasă, care durează toată viața. Este angajarea zilnică a celui care știe să realizeze vise mari. Ziua a continuat apoi cu vizita la corturile milostivirii, puse în 7 piețe în centrul istoric din Roma, pentru a relata pelerinilor și romanilor mărturii ale faptelor de milostenie sufletească și trupească. Cea mai mare parte a adolescenților veniți la Roma au fost găzduiți în parohiile din oraș. La eveniment au participat aproximativ 100.000 de adolescenți din Italia și din toată lumea. Tinerii din Acțiunea Catolică au participat sâmbătă 23 aprilie la o zi de formare în parohia Sfântul Nicolae din Bacău. La activitate au fost prezenți peste 100 de tineri din dieceza de Iași.
Întâlnirea a avut tema milostiv, deci creștin credibil, și a fost o ocazie potrivită pentru tineri să se apropie de Ziua Mondială a Tineretului, care se va desfășura la Cracovia, în Polonia, în luna iulie. Au avut intervenții preoții Eduard Patrașcu, paroh de Traian, roman și membru al Comisiei Biblice din Dieceza de Iași, Marius Sabău, asistent spiritual al sectorului tineri, zona Bacău, și Felix Roca, asistent spiritual general al acțiunii catolice din România. La prânz, părintele decan Isidor Dâscă a celebrat ritualul trecerii prin Poarta Sfântă. În a doua parte a zilei, atenția participanților s-a concentrat pe faptele de milostenie trupească și sufletească, care ne sunt în acest an sfânt pilon de referință în activitățile noastre de fiecare zi. Întâlnirea de la Bacău s-a încheiat cu participarea la Sfânta Liturghie. Preasfințitul Aurel Perc a conferit sacramentul mirului la 14 candidați din comunitatea catolicilor români din Ladispoli, Italia, unde activează părintele Adrian Chili, duminică 24 aprilie. Candidații s-au pregătit timp de aproape un an de zile prin cateheză, cântec și rugăciune pentru a-l primi pe Duhul Sfânt. La predică, preasfințitul Aurel le-a reamintit celor prezenți cât de importantă este credința și cât de esențială este prezența Duhului Sfânt în viața fiecărui om. La final, o mamă a celor care au fost sărbătoriți a mulțumit bunului Dumnezeu pentru momentele de har pe care le-au trăit. A mulțumit preasfințitului Aurel Percă pentru prezența sa și pentru că l-a dăruit pe Duhul Sfânt cu darurile sale candidaților. De asemenea, a mulțumit preoților care au stat la spovadă și preoților oaspeți, părintelui paroh, cateheților, corului și tuturor celor care s-au implicat pentru ca sărbătoarea să fie cât mai frumoasă.